seara, dragi telespectatori, la o nouă ediție de Curat, unde ne aflăm în această seară, o să aflați în câteva minute. Dar până una alta trebuie să vă spun că a noastră Românie și a noastră cultură are un om care își face treaba așa cum trebuie de foarte multă vreme, iar eu sunt mândru că pot să-l consider și prieten și în același timp pot să-l mă bucur pentru că a acceptat să stea alături de noi în această seară și să discutăm. Am să-i spun bună seara, domnule Robert Noghi. Bună seara. Bună seara și vă mulțumesc că stăm de vorbă. Cu drag. N-o să începem cu locul unde ne aflăm, aș vrea să începem mai întâi cu domnia voastră și aș vrea să vă întreb așa, cine este Robert Noghi, de unde vine și ce face? Hunedorean de Baștină, jet pe jet, am făcut Academia de Muzică la Cluj, am terminat-o în 90, am fost solist la Cluj, bineînțeles, Timișoara și ultima gară, București, după care în anii 90 și, de fapt, în 99 am prins un tren care era disponibil pentru tenori, nu că n-ar fi o lipsă acută de tenori și am prins un contract la Viena, după care au început să curgă contractele, undeva în jur de 11 ani am avut de lucru în rechet. Da. Da. Cum a fost perioada Viena? Pentru că pentru, la vremea respectivă, dacă îmi permiteți așa, un tânăr tenor, cum a fost experiența asta de a lucra la Viena, la Opera din Viena? Eu am fost gast. Pentru mine a fost bine. Deci n-am fost fest, n-am participat la repetiții peste repetiții, cum sunt mulți care sunt angajați, cum zicem noi, sclavi de plantație. Și atunci mă duceam la o repetiție de regie, o generală și făceam spectacol. Era frumos, am avut ocazia să fac, să cânt în Roz în Cavalier, să cânt Bărbierul din Sevilla cu Leon Nucci și Italianca cu Agnes Falța și Simone Alaino. Mă consider norocos. Sunteți norocos și eu, așa cum spuneam și la început, chiar mă mândresc cu faptul că suntem prieteni. Aș vrea să vă întreb, cum a venit această postură actuală? Și acum o să spunem și unde suntem. Cum a venit această postură pe care o aveți acum și cum vă considerați din punctul ăsta de vedere? Împlinit sau mai puțin, mai aveți ceva de făcut în plus față de ceea ce faceți și ați făcut până acum aici? Trebuie să spunem în primul rând unde suntem. Deci suntem în Buftea, în orașul Buftea, orașul cinematografiei. Suntem la Centrul Cultural, care a fost dat în folosință în 2013. Și este un lăcaș, zic eu, foarte, foarte, foarte bine dotat, foarte bine poziționat. Este fosta casă de cultură din anii 50-60. După model rusesc, ceea ce nu este rău deloc, are acustică fenomenală. Și o sală de spectacol la fel de frumoasă. Da, și este chiar la intrarea în oraș, pe Știrbei Vodă numărul 8, cumva în spatele primăriei, deci este foarte lejer de ajuns la ea. Apropo de primărie, peste drum de primărie este fosta Casa de Cultura Sindicatelor, un mastodon de 400 de locuri, cu sală în amfiteatru, cu o scenă uriașă, care bineînțeles că a trebuit primăria să se lupte. Până la urmă a reușit domnul Pistol să o reprimească înapoi, că el a făcut... Și să o revigoreze. Și a intrat în renovare și undeva în 2 ani de zile, că a fost o ruină, undeva în 2 ani de zile sperăm să o dăm în folosință și atunci vom avea centru cultural și o casă de cultură și o sală, și o sală pe măsură. Pe măsura. Totuși sunt 20 ceva de mii de locuitori în Buftea. Eu zic că sala aceasta deja este mică, are 110 locuri. Este cochetă, e adevărat, dar încercăm să facem acțiuni cât mai multe ca lumea să se poată roda. Cum vă simțiți în postura de director al acestui centru cultural, nou, frumos, reamenajat, revigorat? Straniu. De ce vă spun straniu? Eu de obicei am fugit. M-am ferit să lucrez într-un domeniu unde aveam șef peste șef sau și la Opera am fost puțin rebel.
dar mi-am putut permite, fiind tenor. Și sunt de 15 ani în Buftea, deci nu de ieri de astăzi, dar acum 2 ani, undeva cam pe vremea aceasta, domnul primar Gheorghe Pistol mi-a trimis un mesaj, nici măcar un telefon, mi-a trimis un mesaj și m-a întrebat dacă pot să îi fac o vizită. Mi-am răspuns, când aveți timp. M-am dus, fosta directoare plecase, Violeta Mitescu, și-a schimbat job-ul, a găsit ceva în București, în fine, nu deschid subiectul, și m-a rugat dacă pot să-i ajut. Acum, eu nu m-am implicat în Centrul Cultural din 2013, am fost la deschidere odată, am cântat o arie și cam atâta. Și vedeam de treburile mele, am avut spectacole foarte multe în perioada asta de când am venit în Buftea, am făcut premieră de Turandot la Constanța, premieră de Rigoletto la Opera Națională. Deci am avut, veneam acasă să mă odihnesc. Eu am plecat în 2013 din București, nu de altundeva, n-am venit din provincie. Da. Deci am fugit. Am vândut apartamentul lui Ionuț Dolănescu, care atunci se întorsese din Australia și n-avea unde să stea și eu lucram foarte mult în perioada aceea, am făcut multe fausturi cu Leontina Văduva, sora lui, și când au zis că vreau să vând, gata, nu, las că vine Ionuț, și era un apartament foarte frumos, în drumul Taberei, și cu banii pe care i-am luat de la Ionuț, mi-am cumpărat aici o casă, o căsuță, erau două camere, baie, bucătărie, avea o curte generoasă, undeva la 1800 de metri, deci... Iată-mă, mic frumos, rai. Da, cu spatele la liziera de pădure, la pepinieră, după care se iasă la lac. Eu zic că e foarte frumos. Și v-ați creat aici un mic oază de relaxare și... Da, și speram să rămân relaxat. Și domnul primar m-a rugat să ajut comunitatea și mi se pare absurd când te roagă cineva să-l ajuți poți, exact. Că nu era așa o mare problemă, plus că domnul primar știa, eu aveam un precedent, Alice Barb, sora mea, era directoare la Centrul Cultural Casa Artelor de la sectorul 3, George Ivașcu, cumnatul, era director la Metropolis. Deci mă cam învârteam, știam cam cu ce se mănâncă, dar știam și ce bătaie de cap este. Și atunci a zis că deocamdată și... hai să vedem. Nu, n-am... I-am cerut un răgaz câteva zile, am sperat, mi-a dat mână liberă de la început și ca dovadă eu sper că nu regret. Acum, mergând un pic pe firul poveștii acestea despre Centrul Cultural Buftea, și aici am să vă las pe dumneavoastră să ne povestiți, eu știu doar atât că aici vin foarte mulți oameni de cultură, oameni grei, dacă pot să spun așa, care pe această scenă a Centrului Cultural Buftea au făcut spectacole pe care foarte greu le mai vezi, de exemplu, în sările de spectacole din capitală. Sau le vezi, dar nu așa de repede și atât de... ghilimele de rigoare. Ieftin ca intrare. Da. Ce pot să vă spun? Chiar acum o lună am avut Chirița în Carnaval cu Marius Bodo, Chianca Sigartău și doamna Rodica Popescu-Vitenescu. Iată. Bineînțeles că a fost tămbălău mare, toată lumea vrea să-i vadă, sunt unul și unul. Și acum pot să devoalez, undeva în luna iunie, am invitat-o și mi-a răspuns pozitiv doamna Maia Morgenstern să vină să facă un one-woman show. Mm-hmm. Deci suntem fericiți să avem posibilitatea, ținând cont că este foarte aproape de București, să le oferim locuitorilor acestui oraș niște spectacole de calitate. Până la urmă despre asta este vorba și aici mi s-a mai spus la un moment dat și de asta mă bucur foarte tare că reușim mâna asta de oameni care au mai rămas, atât cât suntem, dumneavoastră, actorii cu care colaborați și ceilalți care încă mai sunt în lumea asta culturală, să mai reușim să facem ceva pentru cultura românească și pentru cei din jurul nostru. Este foarte important. Eu folosesc cuvântul noroc. Am avut noroc să am partenere de scenă foarte valoroase. Trei din aceste partenere mi-au devenit și colaboratoare aici. Mă refer la doamna Felicia Filip, care este directoare la Opera Comică pentru Copii, cu care am făcut un parteneriat, am făcut o microstagiune. Mă refer la doamna Bianca Ionescu, cu care la fel am cântat pe scenă și care
orice ocazie, colegii, foștii colegi de la operetă vin în turneu la Buftea. Deci știu că aici așa... vreau să ajung, că știu că au fost și niște turnee făcute de... Da, ei vin în turneu la Buftea, dar le place locația, le place zona, aerul curat, își clădesc un pic creierul și eu zic că este benefic și pentru ei. A treia persoană dragă mie este Silvia Voineau, care am cântat enorm de multe spectacole pe scena Operei Naționale și în turnee în Anglia, în Germania, pe unde am fost, și care este profesoară la Academia de Muzică. Și am întrebat-o la un moment dat, după câteva luni, dacă copiii, elevii, studenții, sunt mulțumiți cu cât au de, cu cât spațiu au de cântat. Și bineînțeles că nu au, este o singură scenă. Și atunci mi s-a prins beculețul și am început să le ofer. Doamna Verona Maier, prorectorul de la Academia de Muzică, mi-a trimis Orchestra Sinfonică a Academiei. Doamna Silvia Voinea a venit, am făcut un spectacol de Crăciun superb. A venit clasa doamnei Bianca Ionescu, separat de operetă, care au făcut și ei concerte. Și vreau să mă axez pe... Au venit de la Academia de Teatru cu un spectacol de diplomă. Și sunt trupe multe, sunt trupe bune. Problema este spațiu. În București. Toată lumea fuge. Și atunci se plânge că nu există spațiu. Pe mine toată lumea mă întreabă cât ne cer. Da. Dacă e să o luăm așa, și acum trebuie să fim sinceri până la capăt. Și noi doi suntem chiar niște oameni sinceri. E o problemă în momentul în care există niște oameni care vor să facă ceva, talentați, cu talent și au și suportul, cum sunteți dumneavoastră, de exemplu. Se pune problema unui spațiu. Și sunt foarte mulți care s-au lovit exact în acest aspect al spațiului pe care trebuie să-l plătească pentru a juca. Da, este o problemă, dar în alte părți. În alte părți, așa este. La noi vin trupe bune, calitatea spectacolelor este ridicată, publicul din Buftea, de ce să nu o spun, publicul plătitor, noi trăim din impozitele plătite de ei, publicul plătitor vine, intră gratis la spectacole, la majoritatea spectacolelor, unde ne putem permite dă spectacole gratis, și văd spectacole de o calitate remarcabilă, deplasându-se, știu eu, 2, 3, 5 minute maxim de acasă, neștând o oră și jumătate în coadă, ajungând noaptea la 12 acasă de la un spectacol de la Național sau de la operetă. Exact. Mie mi se pare că este un balans. Este un echilibru până la urmă, pentru că așa cum spunea și dumneavoastră, sunt vreo 20 și ceva de mii de oameni care locuiesc în Buftea și exact pe acest aspect. Doamne, de ce să mă mai duc 20, 30, 40 de minute să merg cu mașina în timpul săptămânii, că de obicei spectacolele bune sunt și în timpul săptămânii. Da. Și să prinzi aglomerația aia de, care e un calvar pentru toată lumea. Îți pierde toată poftă de spectacol. Exact. Da. Și atunci, dacă tot ai aici posibilitatea să vezi un spectacol, de ce nu? Și oamenii s-au obișnuit, încep să vină deja de la Crevedia, de la Torbeanca, de la Mogoșoaia. De-aia mă bucur că a intrat în renovare sala mare. Da, pentru că acolo deja veți putea face cu totul altfel lucruri. Așa, alte spectacole pot să aduc, este sală cu buzunare, deci pot să aduc și decorul și are multe facilități acea sală. Vreau să vă întreb apropo de acest centru cultural, pentru că noi am vorbit și înainte de interviu și dăm un pic din secrete. Mi se pare o idee formidabilă faptul că de la anumite instituții de teatru, nu le dăm nume, că nu are rămasă important, unde au considerat că nu mai au nevoie de recuzită. Știu că v-ați dus, le-ați luat și le-ați adus. Sunt multe lucruri care se casează. După ce se casează, firma trebuie să le ardă, firma care face casarea. Da. Și unele din ele care se poate, în funcție și de regulamentul lor de funcționare și astea, eu zic că este păcat să fie aruncate. S-a investit bani, s-a investit muncă. Noi avem o trupă de teatru foarte, foarte bună, trupa Bastion, care de 3 ani de zile ia cam tot, culege toate premiile 1, 2 și 3 și marile premiile unde merge la spectacole, la festivalurile de teatru, exact în țară. Și am zis că încet, încet să facem o garderobă, am și folosit-o. Avem, cu aceeași trupă am făcut un film extraordinar despre Regina Maria, Înger pe front, când am sărbătorit-o pe Regina Maria, deci treburile se mișcă. Avem doi naivi, o trupă
trupă de dansuri populare, de fapt, nu sunt numai populare, e o trupă de dansuri care are în componență în jur de 80 de membri, toți din Buftea. Da. Este un avantaj, copiii, în loc să stea pe străzi. Pe străzi, dar încă pe străzi nici nu e așa de rău, dar să stea în fața calculatorului 4, 5, 6 ore, vin și repetă 2-3 ore pe zi. E foarte și bine. Peste tot, pe unde merge, Doina Infovului a Centrului Cultural din Buftea, este renumită, face filmări la toate televiziunile, la Etno, peste tot. Fericită. Ei sunt invitați. Știu că în afară de aceste două trupe, trupa de dans și trupa de teatru, dumneavoastră în fiecare weekend, aveți un program special pentru copiii? Miercurea l-am mutat. Era sâmbătă, l-am mutat miercurea, că facem o rotație. Am lăsat 6 luni de sâmbătă și acum am pus miercuri, ca să poată să vină și ceilalți copii. Da. Și avem cinemateca copiilor, prin grija domnului primar și a Consiliului Local. Am putut să achiziționăm un proiector Full HD, un ecran de 3x4, și am cumpărat umbrelă de la Roimici, că am zis că să funcționăm legal, să nu avem o surpriză. Cumpărăm DVD-urile pe unde le găsim și de anul trecut, de când am dat drumul, din septembrie, am pus toate, majoritatea filmelor bune de Disney, filme de desene animate. Avem în fiecare săptămână câte 100 de copii fest. De fiecare dată. Da. Vreau să vă felicit încă o dată pentru toate lucrurile pe care le-ați făcut de când ați preluat acest centru și iată că la momentul la care vi s-a propus a fost așa un pic în stand-by. Nu știam ce se întâmplă. Exact. Dar iată că până la urmă ați demonstrat și acum putem spune lucrul ăsta că ați demonstrat că ceea ce v-ați propus să faceți, ați făcut. Ba mai mult de atât, aveți aceste spectacole cu mari actori și mari cântăreți de muzică, de operă de la noi din țară, care vine aici cu drag și de fiecare dată aveți sala plină. Ce vă mai doriți? Sincer, să meargă totul cum a mers până acum. A mers foarte bine. Am uitat să precizez că noi mai avem atelier de balet, avem atelier de limba engleză. Acum încercăm să dăm drumul la un atelier de inițiere în limba japoneză. Avem o ofertă de la doamna profesoară din București. Deci ne mișcăm și în domeniu, nu foarte mult, nu vrem să ne călcăm pe bătături cu cei din învățământ, dar... De ce nu? Trebuie să existe și o alternativă sau altceva în afară de educația clasică, să existe un aport în plus. Văd că lumea se înghesuie. Se înghesuie, copiii vin cu drag și eu sunt mulțumit. Domnului primar îi face plăcere de câte ori avem câte o acțiune mai specială. Am aplicat și la Ministerul Culturii anul trecut pentru niște fonduri și am obținut fonduri pentru vreo 5-6 spectacole, hai să întindem Hora Mare, pe care le fac în diferite cartiere ale orașului. Exact. Am făcut în cartierul Studio, am făcut în cartierul Centru, mă vreau să fac în cartierul Plămânzeni, să vină vreme bună. Și lumea începe să se învețe. Mă întâlnesc cu ei pe stradă și zic, domnule, dar mai avem vreun spectacol, ceva. Îi zic, veniți la centru. A, nu, ceva așa, afară, bine, muzică populară, spuneți. Da, da, da. Deci chiar de până la urmă că ați făcut un bine comunității preluând aceste lucruri. Într-un fel, binele este reciproc. Se întoarce. Da, 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 da. Eu mă simt bine în pielea mea, în funcția aceasta care, zic eu, poate fi făcută de oricine care are puțin dor de muncă și... Și suflet. Și da, 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 și suflet de artist, dar încerc să mă împart între casă și centru. Mai aveți timp să mai și cântați? Da, 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 mai am. Am spectacole la Metropolis, am în Amadeus, și acolo chiar este un rol frumos. Și mai am concerte, mai am afară câteva concerte. Am lăsat-o un pic mai moale, că am niște priorități. Am un băiețel de 3 ani, un băiețel de 6. Să vă trească amuzei. Și, din păcate, de câte ori mă uit la ei, mi-aduc aminte că pe Alexandru, băiatul meu cel mare, Alexandru Noi, care e regizor la Opera Națională și actor, am pierdut multe momente frumoase, eu fiind plecat în turnee. El s-a născut în 90 și eu din 99 am plecat în turnee. Da. Și am pierdut multe momente pe care nu vreau să le pierd cu ceilalți. Am înțeles. Acum, dacă stăm să ne gândim și cine știe lumea asta,
știe clar că la un moment dat, fără să vrem, facem niște sacrificii pe care ulterior, dar e bine că în primul rând avem ce povesti din punctul ăsta de vedere. Da. Că suntem, din punct de vedere al carierei, suntem împliniți, iar pe plan personal zic eu că la un moment dat lucrurile se rezolvă. Acum, depinde cum se rezolvă pentru fiecare parte, dar important e că unele dintre ele se rezolvă. Am uitat să precizez, mai avem și secretul doctorului Honigberger la Metropolis, tot așa de cântat, cu câțiva colegi de la o promit că o să vin să vă vizitez. Sunt niște spectacole superbe și eu, de fapt, Amadeus a luat Marele Premiu. Da, știu. Deci, n-are rost să mai discutăm, dar nu eu am luat. Au luat actorii și spectacolul per total. Oricum, eu vreau să vă felicit și pentru acest spectacol Amadeus și înainte de final aș vrea să vă rog să vă uitați în cameră și să retransmiteți telespectatorilor noștri de ce, și acum am permis să folosesc cuvântul trebuie, pentru că altă formulare în momentul ăsta nu avem. De ce trebuie să vină lumea la dumneavoastră, la Centrul Cultural din Buft? În primul rând, lumea trebuie să vină la orice act de cultură. Face, cum zic specialiștii, face bine la creier. Asta e una la mână. Doi la mână, nu consider că lumea trebuie să vină la noi la centru. Eu îi invit să vină. Cine are timp, cine simte nevoia, poate să vină cu drag, ușile noastre sunt deschise și pe măsură ce trece timpul, noi îndesim numărul de spectacole, așa că au de unde să aleagă. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult, domnule Rochi, pentru toată această splendoare care se întâmplă aici. Și promit că nu scăpați așa ușor de bine. Nici o problemă, cu drag, vă mai așteptăm. Vă mulțumesc mult. Mulțumesc, mi-a făcut plăcerea și mie. Dragi prieteni, domnul director Robert Noc vă invită să mergeți la Centrul Cultural Buftea și să vedeți ce se întâmplă aici. Pentru că, așa cum ați auzit, se întâmplă lucruri frumoase și merită să le vedeți, merită să le simțiți, pentru că arta, cultura în general, este cel mai bun medicament pentru suflet.